dracu, ei. Da, domn doctor s-a retras, adică e mai puțin umflat, dar s-a retras, ok, gata, e perfect. M-am dat cu cremă de aia, m-am uns, m-am alea. E mult mai bine. Trebuie să vorbim de sforăi săptămâna viitoare, să vin să facem tot ce trebuie. Trebuie să mă duc să mă operez ceat. O să mă operez ceat, că nu mai merge Brăila, gata. Vreau să mă duc săptămâna viitoare. Mă duc să vedem când mă apuc de... Trebuie să stau cu masca aia, să vedem. Și vreau să mă operez. La nas, la gât, la tot. Bă, nu știu, să vedem, poate îmi pui și eu dinți, poate îmi pui și eu alea, să vedem. Cam strâns bancea, nu vreau să zic că n-am strâns. Dar trebuie să mai investim și noi sănătatea noastră, cea că am niște dinți în gură, de... poate băgăm niște dințișori, ceat. Că am zis că nu vreau să fac pe barter pe alea, că am vrut să fac cu cineva pe barter să-mi pună dinți și m-a întrebat, da, câtă lume vine? A, păi de unde să știu eu, trăiți al familia ta, câtă lume vine să-și pună dinți? Asta, de asta e ură la barter, știi? Că face barter cu tine lumea și spune, da, câți oameni o să vină? Păi n-am de unde să știu, tată. De unde să știu câți oameni vin să-și pună dinți? Și mai bine nu mai fac niciun barter, tată, plătesc, pac. Cât dracu poate să fie să spui dinți? Vomită, mă? Nu fațete, mă, mâncați, să-mi pun dracu dinți, că n-am dinți. Nu fațete. Dinți, dracu. Inflanturi. 1, 2, 3, 4. 4 dinți. Ia mă să vorbi cu un domn doctor, să auziți aici. Cu doctor. Doctorul youtuberilor. Salutare, domnul meu. Să trăiți. De ce trebuie făcut pe scurt? Să vin cum să iau masca aia, nu? A, trebuie să mă duc la privat să iau masca. Nu. Nu neapărat. Fără mască. Dacă este mai vadă încă o dată colega mea de la orele. Mhm. Uh-huh. Și ulterior trebuie făcut polisomnografia respectivă, să vedem cum dormi și ulterior făcut intervenția chirurgicală. Doare operația? Dacă doare operația, postoperatorul să ai niște meșe în nas câteva zile, dar nu doare. Și în aceea zi, adică dimineața te internezi și seara ai plecat. Și la gât? Și la gât. La gât vedem exact cum arată, dacă e nevoie să tai din omuleț sau nu. Eu îmi tăi omulețul. O parte din ea. Și după aia s-ar putea să nu mai sforezi sau? Da. S-ar putea, nu e 100%? Proporție de 90%, nu. Nu pot să cred. Trebuie să... Una dintre probleme este cea de sept. La tine sunt pe ambele nări. Obstruează foarte mult și la fel omulețul respectiv este mai mare și provoacă. Am înțeles. Se lovește de palată. Am înțeles. Păi trebuie să mă văd și să mă duc și la piele. Vedem cât facem. Că la piele, când, știi, când vine căldura, m-a luat. Și de la parfum, dacă îmi dau cu parfum pe gât, crede-mă, mă ia imediat. Cred că e posibil să fi dezvoltat o dermatită și să fie o alergie, practic, la o substanță pe care se poate apărea dermatita asta fără nicio problemă, oricând se poate dezvolta. Chestia este că trebuie găsit la ce. Uh-huh. Păi vezi, mă, e soluție să nu te speli. Eu știam. Ce dracu stau, mă, mai spăl? Era un indian care nu s-a spălat 90 de ani și când s-a spălat prima dată a murit, așa că... Ce? Da, dacă cauți pe Google sau așa, e un indian sau mai știu de unde care nu s-a spălat toată viața și când s-a spălat a murit. Da, nu-i ferește. Bine, hai că te sun eu mâine sau când te-ai sunat și să facem programare. Perfect. Pentru săptămâna viitoare. Așa e. Bine. Mulțumesc mult. Ceau. Sănătate multă. Am vorbit cu domn doctor, frate, a avut grijă de mine, a venit, mi-a făcut injecția acasă. Numărul 1, frate, domnul doctor. Numărul 1, domnul doctor. Când eram așa, mâncați și gulata, de ce fac toxi-infecție alimentară? Păi de ce fac toxi-infecție alimentară? Când îl las pe Andreea să facă grătar, îi cade micul după grătar și îl întoarce jos pe pământ în țărână și îl pune înapoi pe grătar. Cum morții tăi să nu facem toxi-infecție alimentară, tot satul mâncați și gulata, tot bragadirul? Când Andreea face grătar, îi cade micul și îl întoarce jos pe țărână și îl pune înapoi. În loc să-l întoarcă... Să-l întoarcă pe grătare, în țărână, pe jos, unde s-a pișat pisicile câinii. Și după, cum să nu faci toxinfecția alimentară? Cum să nu te doare burta o săptămână să iasă bube pe tine? Aveam pe aici, mâncați-și gura ta, uite pe aici. Pe aici așa, dacă vedeți bube ce aveam pe aici, pe la cur,
Dă stătea numai cu injecții, mâncați, dar nu mă faci, mă, toxinfecție alimentară, mă, dacă... Băi, ce vorbești, mă, nu faci, mă, tată, toxinfecție alimentară. Ce dracu, mă, mâncava faci la voastră. Dacă vedeți ce aveam pe mine, goroi, moroi, pe de bă, aici mi se umfla sub brațul, mi se umfla alea capul, așa. Carnea de aia bună de la măcelarul Ultra să moare aia, dacă te mint. Dar trebuie să o, cu... trebuie să o toci cu scaunul, mâncați și gurat. Știe, mă, știe Ultra, mă, mâncați și gurat. Tăi, mă, să-l sun pe Ultra. Tăi, să-l sun pe Ultra, mâncava și gura voastră. Cel mai tare, mă, Ultra, mă. Cel mai tare om. Ultra. Cel mai tare om, Ultra, mâncava și gura. Ultra Computers. Salutare, domnul meu. Da. Să mai mergem la măcelarul ăla, să mai cumpă, să mi se umflă și ochiul drept, să fac culciuri. Bă, dar ești prea prost, mă, de ce nu vrei să te dai cu ce ți-am zis eu? Nu, vreau să mai mergem la domnul măcelar, să mai iau niște carne, să mai mi se umflă și piciorul drept, să mai mi se umflă, că parcă de cât stângul așa. Dar ce mi vezi că mă udă 70. A, acum nu am. Când mai mergem la domnul măcelar? Ai luat zacusca de aia de la el? Bă, ieri vrea să mă duc. Aru borcanile alea, le-am nenorocit. Le-am nenorocit. O șansă nu le-am dat. Vezi că e cea mai bună zacuscă pe care am mâncat-o vreodată. E bună să o te capăți. Păi ești prost, am mâncat două borcane în două zile, am nenorocit zacuscă. E bună rău de tot, deci e bună rău, rău, rău. Dar brânza aia, pe sufletul tău, tata, dacă guști o brânză, dacă guști o bucată de brânză, tensiunea 26 se face. Da, mă, Peter, vreau să o lași puțin înapoi. Da, frate, mă lasă un pic în ploaie afară și... Mă gândeam să mă duc cu ea în Dunăre, să o spăl. Tu ce zici? Cu bucatea de brânză așa, dar am luat-o. Eu zic că... Murind de râs cu glumile aia lui Pane. Glumile astea să le faci când copiii aia ține. Mamă, ce soare frumos, dă-te în morții, măte. Ia uite-te pe geam. E întuneric futus pe mă, de distrus, e ora 5. Uite-te, mă, prostule, că intră... Mamă, intră în timp ce vorbim cu aia, să duce peste răsărita. Așa intra și măcar cu știu. Da, uite, niște răutăți, nu știu cine a vorbit, dar... Nu era prietenul meu Andrei! Andrei, dă-te-n morții, mă! Andrei în colț aici! Băi, Andrei, mă, dă-te-n pula mea cu glumele astea cu aia. Andrei, nu? Andrei, Andrei. Da, vorul meu Andrei. N-aici. Vorul meu Andrei. În rest, ești bine, sănătos, domnul Ultra? Da, toate bine, toate sănătos. Cel mai tare Ultra, Ultra Computer, să ce face cu atorul la stresul și pe aia îl vinde. Băi, am reușit performanța de a face un calculator mai scump decât îl dă stresul, nu știu. Vezi că ești pe live cu metri, nu vezi ce zici. Mi-am dat seama, după cum vorbești, morți, morți, dar prost. Vezi că ești pe live, aude... Adică, doamne, ferește că... Aude stresul, putu-ți morți, mă, ți-ți face dis. Ia stai că-l sun eu pe stresul să-i zic ce ai zis, putu-ți pe măta în gură. Da, frate, fă o conferință vocală. Haide. Să ne înjure pe amândoi. O să ne înjure cu aia, că de ce l-am deranjat. Ia să vedem. Dacă răspunde. Bă, ce fals e soarele ăsta, bă, uite-te și tu cum intră, bă, e ceva artificial, nu? Ne mintești. Ha, mă, îți doresc multă sănătate, bă, să știi. Mersi. Te iubesc. Pa, pa. Te pup la pulă. E ceva artificial, auzi.